Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Adina Martinescu, gazda emisiunii Despre Tine la Terra Nova TV. Prin această emisiune ne-am propus să aduc în fața voastră oameni deosebiți cu povești de viață deosebite care ne vorbesc despre ei, despre emisiunea lor, despre pasiunile lor și despre tot ceea ce sunt. În această seară am deosebita onoare să am alături de mine trei persoane deosebite, și anume regizorul de film Andrei Chiriac. Andrei este regizorul filmului Egregora, Comoara pierdută, un film cu un buget impresionant de peste 11 milioane de euro, care promite că va schimba starea de conștiință a României și, de ce nu, a întregii planete, prin mesajul pe care a ales să-l împărtășească prin intermediul acestui film. Alături de Andrei Chiriac este prezent în studioul Terra Nova TV și Vasile Păun. Vasile Păun este antrenor holistic și Adrian Constantinescu, ambasador Cheile Genelor și mentor de programe de dezvoltare umană. În această seară voi discuta cu invitații mei despre lansarea primului episod al filmului Egregora, Comoara pierdută, lansare ce a avut loc în data de 24 ianuarie la Ateneul din Iași, și despre ceea ce înseamnă egregorul de neam, de fapt ceea ce înseamnă egregorul conștient. Și vom face o călătorie în istorie și film. Bine ați venit în studioul Terra Nova TV. Mă bucur foarte mult că sunteți astăzi aici. Mulțumim pentru oportunitate. Mulțumim. Cu mult drag. Andrei, aș vrea să încep cu tine, pentru că tu ești regizorul filmului de care vom discuta astăzi. Să ne spui un pic de unde a pornit ideea acestui film și ce este un egregor. În text este corect egregor, ființa psihică emanată din conștiință colectivă. Am tot vorbit despre asta, probabil că telespectatorii noștri sunt oarecum familiarizați cu ideea, cu conceptul. Da. Am romanțat, și o spun a mie oară, la feminin, egregora, pentru a aduce în atenția publicului telespectator sacrul feminin. Spunând în film, în călătoria noastră, că lucrurile trebuie să fie într-un echilibru perfect, sacrul feminin și sacul masculin, abia atunci putem găsi comoara pierdută. Vorbim despre un secret pe care dacii acum 2000 de ani l-ar fi știut, strămoșii noștri, pentru că nu vorbim doar de civilizația dacică, ci de o călătorie prin toată lumea, prin un omagiu pentru marile civilizații, marile școli de gândire ale antichității. Informația care a ajuns până în ziua de astăzi a fost oarecum transformată, dar astăzi o vom desluși, da, și putem veni și noi în la marele egregor cu ceva românesc, autentic, ceva izvorât din sufletul nostru. Am văzut aseară, pentru că am fost prezentă la lansarea filmului tău, că filmul Egregora conține foarte multe coduri, foarte multe, o simbolistică cu totul și cu totul deosebită, și aș vrea să vorbim un pic despre aceste coduri din cadrul filmului tău. Sunt simboluri multe, cochetez cu zona asta de ceva ani. Și mă folosesc de simboluri pentru că simbolurile se adresează subconștientului și acolo avem de lucrat cu anumite lucruri. Formula câștigătoare în artă este cu ajutorul simbolurilor. Așa te adresez publicului și ele parcurg timpul altfel decât o oarecare informație. Și simbolurile sunt înțelese de oameni din diferite culturi. Vorbim de simbolurile străvechi. Noi vorbim în film despre vechea Atlantidă și despre cunoașterea pe care dacii ar fi moștenit-o de la o civilizație de mult dispărută. Nu numai dacii, bineînțeles. Vorbim în film și despre Maya și Inca și Egipt și China și Iran și India. Sunt mai multe școli de gândire care au contribuit la marele egregor, dar pe noi interesează spațiul dacic. Și vezi, Doamne, și ei ar fi fost păstrătorii unei înțelepciuni străvechi. Și bineînțeles că sunt foarte multe simboluri. Abia ai văzut un prim episod. Stai să le vezi pe celelalte 36. Asta urma să te întreb. Câte episoade? Sunt 36 de episoade, a câte oră fiecare. Nu le-am făcut încă. Ai menționat că bugetul filmului este de 11 milioane de euro. Asta într-o lume ideală. Deocamdată nu avem banii respectivi. Da. Vor veni la un moment dat. Deocamdată ne focusăm pe producția primului sezon, care se va întâmpla anul acesta. Dacă ar fi să dăm câteva idei de simboluri, nu știu, aș putea începe cu apa vie, știu că folosești foarte mult
Aici eu să aibă foarte multe de spus. Da, despre avarie, despre acea poartă care ne duce. Vorbesc în film despre un portal prin care se putea coborî în lumea subterană, în Agartha, bineînțeles. O poartă care ar fi și aici, dar de fapt vorbim despre cele 7 ceacre ale pământului, care ar fi adăpostit cele 7 porți prin care ar fi putut coborî acolo, în centru. Și am menționat deja în Mexic sau în America de Nord, în America de Sud undeva, în Egipt, în Dacia, India, China și Iran, spun eu în film. Și ne interesează portalul din România. De asemenea, vorbesc despre un dar pe care noi românii l-ar fi trebuit să-l ducem noi dacii de acum 2000 de ani, la nașterea pruncului Iisus. Cadou din partea noastră, apa vie. Nu s-a întâmplat așa, dar este ceea ce este reprezentant pentru cei care locuiau spațiul românesc acum 2000 de ani, dacii. Și e valabil și pentru noi. Și de-a lungul călătoriei reactivăm în ADN-ul nostru, aici iar ei vor completa foarte bine, din punct de vedere științific de data asta, vom reactiva această informație din ADN. Și popular spus și artistic spus, apa vie. De fapt, e o chestie extrem de clară, extrem de științifică. Pentru că ai pomenit de ADN, o să vreau să mi spună Adrian ce presupune această conștiință magazinată în ADN-ul de neam, dacă pot să spun așa. Da, apropo de egregor și de conștiința de neam și de ADN și de apă, cu toții știm deja că apa poate fi structurată în moduri diferite, poate și este purtătoare de informație, așa cum este și ADN-ul nostru. Noi suntem peste 85% apă, o apă care poate fi informată nu doar din apa pe care o bem, ci și din câmpul energetic care ne înconjoară, câmpul uman, câmpul fizic. De aceea consider că este bine să fim atenți la ce surse de apă fizică, dar și energetic, din punct de vedere energetic, la ce ne conectăm. Pentru că în felul ăsta ne informăm corpul. Studiind chelegerul, mie mi-au plăcut în paralel și basmele populare românești și acum le citesc cu la fel de multă plăcere ca atunci când eram mic. Și am făcut așa o paralelă între ce se întâmplă la nivel de ADN și apa vie și apa moartă și cheile genelor, recunoscând în cele două laturi ambivalente ale ADN-ului uman, latura de umbră și latura de dar, cele două tipuri de apă, apa moartă și apa vie. Așa că atunci când eroii noștri se luptă cu dragonul sau cu balaurul, care este o reprezentare de fapt a demonului interior sau a umbrei interioare, atunci de fapt apare acea întrebare, din ce butoi vrei să bei, făt frumos, da, sau eroul respectiv, alegeți din ce butoi vrei să bei ca să închei lupta câștigător. Și, mă rog, știm că în general lucrul se încheie cu happy end până la urmă. De fapt, simbolistic, asta înseamnă ce parte din ADN-ul tău vrei să activezi prin atitudinea ta interioară. Vrei să activezi latura de lumină sau vrei să activezi latura de umbră? Sau vrei să activezi frica sau vrei să activezi iubire? Exact. Activezi zona de frică sau zona de iubire. Pentru că în spatele fiecărei umbre, indiferent cum apare ea, denumită în cadrul unui sistem, în spate este frica și în special frica de moarte, frica de non-existență, de non-supraviețuire. Și făcând legătura cu egregorul, egregorul este situat undeva ca un fel de cloud în câmpul de conștiință al omenirii. Fiecare specie are o rețea proprie de conștiință, nici măcar un singur specimen dintr-o specie n-ar putea exista dacă n-ar exista o rețea a conștiinței aferentă acelei specii, nici măcar o singură furnică. Noi oamenii, gândiți-vă ce rețea importantă a conștiinței avem, în care noi, nanosecundă de nanosecundă, încărcăm și descărcăm informații. Adică informăm această rețea, să-i spunem, a gândurilor. Și partea, nu știu dacă e partea bună sau partea mai puțin bună, așa cum ne putem opri din respirat, așa cum ne putem opri bătăile inimii decât cu prețul vieții, la fel nu ne putem opri din a fi permanent creatori în acest,
în această rețea a conștiinței, în acest egregor. Noi prin tot ceea ce gândim și simțim, cu voia sau fără voia noastră, conștient sau mai puțin conștient, noi încărcăm în permanență acest egregor. De aceea, ceea ce noi vedem pe pământ ca manifestare reprezintă de fapt rezultatul încărcării acestui egregor. Așadar, dacă vrem să influențăm acest proces de cauzalitate, trebuie să fim foarte atenți și responsabili vis-a-vis de gândurile pe care le emanăm, vis-a-vis de sentimentele, emoțiile care le trăim, pentru că ele, că vrem sau nu, vor provoca un impact în acest egregor care se va reflecta atât în viața noastră prezentă și viitoare, cât și a generațiilor care vor urma. Așadar, am căutat să fac această legătură între apa pe care o informăm, cu care noi ne hrănim, apa informată interiorul nostru, și ce fel de gânduri catalizează ea, ce fel de gânduri, ce fel de emoții, ce fel de sentimente, pentru că mai apoi acestea reverberează în acest egregor, în acest câmp de conștiință, de fapt. Adrian, mi-a plăcut foarte mult ce ai spus aseară în finalul filmului, faptul că toți cei care au ales să fie prezenți, este ca și cum noi, românii, am ales să ne mai dăm o șansă, adică alegând să vizionezi acest film, tu ca român îți dai o șansă să schimbi ceva la tine, să-ți schimbi vibrația, să-ți schimbi modul din care tu funcționezi, să te alchimizezi, să te transformi. E ca o nouă șansă a noastră pe care o primim pentru a evolua, pentru a accede la un alt nivel de conștiință. Știu că ai și primit aplauze pentru asta. Da, cred că trăim într-adevăr în grădina Maicii Domnului și dacă ne gândim obiectiv din punct de vedere istoric, n-a fost niciodată un popor agresor. Mereu a fost un popor care a primit cu brațele deschise alte popoare care să trăiască pașnic printre noi. De multe ori poate lucrul ăsta a fost înțeles drept o slăbiciune, dar ce vreau să spun este că noi nu avem această latură agresivă în ADN-ul nostru, eventual în legitimă apărare, a apărut atunci când a fost nevoie, dar suntem purtătorii acestei informații la nivel foarte profund, pe care este bine să o transmitem în continuare, și atunci filmul lui Andrei a venit efectiv pe această temă, resuscitând această sămânță a valorilor noastre de neam. Despre asta vorbim până la urmă, pentru că această sămânță care există în mod subtil și unor inconștient în interiorul fiecăruia dintre noi trebuie la un moment dat udată ca să se dezvolte, da? Cu apa vie trebuie udată. Ea trebuie să conțină emoție și sentiment, pentru că emoțiile și sentimentele fac parte din procesele creative. Nu putem crea ceva în această lume lipsit de emoție, lipsit de sentiment. Și atunci avem nevoie de o sursă de apă vie, o sursă de hrană care să hrănească această sămânță, că ea să se dezvolte și să nu se risipească, pentru că ea va fi de folos nu doar neamului nostru, ci va fi de folos întregii planete. Da? Adică ceea ce se întâmplă aici poate fi multiplicat și reprodus la nivel mondial, la nivel internațional, astfel încât să avem parte de o lume mai bună. Și atunci de ce să ne adresăm acelei parte din ADN-ul planetei care deține în interiorul ei această tentă pacifistă, această energie a generozității poporului român? Da. Acest film, din ce îmi dau seama, este ca o reîntoarcere la esența sufletului nostru. Absolut, absolut. Și o reîntoarcere la interiorul nostru, la regăsirea puterii interioare. Eu sunt un mare consumator de filme istorice și povesteam și aseară la sală că eu la filme istorice mi se umezesc ochii, mă impresionează foarte mult, mai ales cele românești, până lângă faptul că avem foarte bun regizor și actori, avem o industrie fantastică cinematografică, o revizuiesc cu plăcere. Sunt filme care le-am văzut de nenumărate ori și Egregora va fi pe lista filmelor pe care le voi revedea mereu cu plăcere, pentru că mereu mă vor hrăni. Și, cum spuneam, efectiv mi s-au umezit ochii la acest film, pentru că a trezit în ADN-ul meu acea sămânță, acest sentiment de mândrie națională, dar justificată, adică nu în dezavantajul altor popoare sau etnii. Pentru că la fel cum la nivel individual
trebuie să fim autentici, să ne regăsim pe noi înșine pentru a putea să ne oferim serviciile celor din jur, la fel și la nivel de popor, dar întâi trebuie să fim noi înșine și să ne revendicăm integritatea pentru a putea într-adevăr să ne dăm darurile noastre la nivel planetar. Așa este și îți mulțumim pentru asta. Și eu mulțumesc, Adrian, că am putut să împărtășesc din inimă aceste idei. Da, s-a simțit foarte multă emoție în vocea ta și îți mulțumim pentru asta. Și eu mulțumesc. Vasile, vorbeai aseară despre 5 sau 6 piloni foarte importanți care contribuie la alchimizarea egregorului de neam. Știu că primul spuneai să ne întoarcem spre noi înșine. Al doilea, dacă rețin bine, este spre a avea o relație de cuplu cât mai împlinitoare cu cel de lângă noi. După aceea, al treilea, la acea conștiință colectivă, vorbeai și de cifre, vorbeai de multe lucruri interesante pe care aș vrea să le continui un pic astăzi. Și asta în contextul în care egregora este un minunat instrument care ne inspiră să facem ceva, în primul rând, cu noi. Și ne oferă într-un mod artistic și înțelept, aș putea spune, dragă prietene, accesul la multe informații profunde, care în mod clar, primul rol este de a ne conștientiza că avem puteri interioare. Da. Și da, egregora aduce o contribuție la restructurarea, la ridicarea pe un nou nivel a ceea ce înseamnă calitatea curentă a câmpului de conștiință a neamului. Și în zona asta, când ne uităm la un câmp de conștiință, la un individ, la un cuplu, la o echipă, la o organizație, la un neam, vorbim de trei indicatori, treimea, da, prezentă în orice, observabil, măsurabil, care este nivelul de vitalitate al unei ființe sau unui grup, a unei organizații sau al neamului, care este nivelul de armonie vis-a-vis de inima deschisă și de acceptarea vieții așa cum este și care este nivelul de înțelepciune, care dincolo de inteligența mentală este în primul rând capacitatea de a fi inspirat, capacitatea de a descărca informații din propria esență și din câmp în funcție de nevoi. Și sigur și abilitatea de a gândi mai paradoxal, de a vorbi din propria experiență trăită, efectiv, nemijlocit. Da. E bine, plecând de la această triplă perspectivă, ce-i de făcut ca să ne sporim fiecare dintre noi nivelul de vitalitate, de armonie și de înțelepciune? Și asta e primul pilon important. Și unul din mesajele pe care îl transmitem prin această inițiativă și această caravană egregora de prezentarea și a celorlalte episoade este o conversație pe care o aducem, iată, într-un format. Vor fi sigur și alte ființe care cu siguranță ni se vor alătura în acest demers de a aduce în câmp sugestii clare, idei legate de cum fac să-mi sporesc nivelul de vitalitate, de armonie și de înțelepciune. Apoi, sigur, al doilea pilon, așa cum ai integrat minunat, este cel al relației. Este un lucru pe care e important să-l învățăm. Trecerea de la eu la noi și primul nivel de noi este relația conștientă în care ne aflăm. O relație care poate să fie o relație de cuplu, poate să fie o relație frățească, o relație de prietenie, în care deprindem să îndepărtăm paraziții mentale, emoționale care țin de judecată, de neacceptare, de poziționare, să fim un spațiu de observare a dinamicii relației. Și sigur, dau și ceva din casă, așa, într-un fel ne-am asociat și mai mult și cei care am fost aseară, în mod special la lansare, pentru că, într-un fel, suntem niște trăitori în astfel de relații de cuplu și mi-a plăcut treaba asta. Am observat la fiecare o astfel de deschidere, de experiență și de stare care se vede. Da. Vezi când doi oameni sunt în armonie, îi vezi așa, că emană un câmp în jurul lor și asta se simte. Sigur, al treilea pas este cel în care și pilon este cel în care ne și aflăm acum și îi invităm și pe alții prin această caravană, egregora, să fie inspirați de necesitatea acolo unde sunt să genereze aceste mese rotunde,
aceste grupuri, cum spuneam și aseară, la nivelul unui oraș precum Iașu, da? Începem cu 6-9 persoane până în 12. Până care și sunt... noi, poate astăzi, da, am creat un egregor. Evident, în fiecare moment, când ne adunăm, devenim un egregor. Diferența mare este cum infuzăm în acest egregor propria noastră esență și nu nivelul nostru curent de sănătate sau nivelul nostru curent de inimă deschisă sau nivelul nostru curent de minte, ci cum îl infuzăm cu cine suntem noi cu adevărat și cum din spațiul ăsta constant, din eu esență, eu cel mai mare, eu spirit care sunt, revărs sentimente în acest egregor, revărs idei valoroase, dar dintr-un spațiu mai înalt decât ce e tentată mintea în fiecare moment să spună și să facă. Și iată, 6, 9, 12 oameni în jurul unei mese rotunde pot fi al treilea pilon important, care învățăm să ne comportăm de astă dată fără șefi, învățăm să ne comportăm în armonie, învățăm să fim 100% fiecare dintre noi responsabili de intențiile pe care le punem comune, care sunt. Și sigur, când lucrul ăsta se întâmplă, la un moment dat impactăm și pe cei din jur. Și numărul crește și ajungem la prima cifră relevantă, și o spun pentru ieșeni acum, da? Adică, și sigur, cei care ne urmăresc de oriunde, ca idee să înțeleagă, de exemplu, Iași are o populație de 316.000 de oameni. Așa apare clar pe Institutul de Statistică anul trecut. Dacă punem 1% radical din acest procent, de 1%, înseamnă 56 de oameni. Iată, 56 de oameni care sunt împreună ca un 1 și formează un egregor conștient, ei au posibilitatea, cifra asta ce reprezintă? Scânteia. O scânteie care generează o nouă direcție, o nouă tendință socială, o nouă viziune, o nouă realitate colectivă. Ai putea să-mi spui că în Iași sunt mai mult de 56 de oameni treziți. Evident că sunt, dar important să fie împreună. Important să acționeze ca o conștiință de grup. Așa. Și asta este marea miză. Și apoi lucrurile curg, să zic așa, și într-o perspectivă mai economică cu pilonul 5 și pilonul 6, pentru că acești 56 de oameni încep așa ca prieteni să producă și cunoaștere, servicii, produse, informații care, de care să beneficieze acei 1%, acei 3100 și ceva de oameni în acest moment din Iași, care ar putea să fie impresionați de aceste lucruri și să devină parte, să devină contributori într-o economie locală a bunăstării. Și sigur, ei având și părinți, având și frați, având și rude, ne ducem rapid la un 10% apoi, care, iată, este masa de transfer clară la care putem să spunem că o comunitate mișcă, gândește, se simte, respiră altfel, efectiv. Da. Și iată, e ceva foarte ușor, dar în același timp și foarte profund, ca o mânuță de oameni să poată schimba prin gândurile lor și prin atitudinea lor gândurile și energia tuturor. Întotdeauna. Și dacă vrei, da, eu am făcut o listă cu oameni celebri care au spus exact chestii de genul ăsta. Adică un grup de oameni inimoși, animați de o viziune adecvată și cu o anumită frecvență și cu un anumit nivel de coerență, pot schimba cu adevărat. Da. Inclusiv în film știu că sunt 9 personaje principale și nu cred că sunt alese întâmplător, nu? Nu, bineînțeles. 9, care schimbă 9. Nivelul de conștiință. La finalul filmului vom intra în templul Komori 13. Vom face așa o mică meditație acolo și vom deveni o antenă care va prinde antena o altă frecvență, va împărtăși un alt fel de mesaj pentru publicul român și nu numai. Cum spunea el și îl citez tot timpul, putem deveni din acel moment și ne-am călăză în conștiință, pentru că am downloadat, ca să mă exprim americanește, o altă informație. Da. Dar până acolo trebuie să parcurgem un drum, să călătorim într-un anumit fel, să avem anumite unelte pe care ne asumăm sau nu, eroii noștri sigur da, și după ce mai șlefuim propria ființă, merităm, după ce înțelegem cum e cu dragostea frățească, cum e cu trădarea, cum e cu iubirea, cum e cu despărțirea, cum e cu abandonul, cum mai vindecăm și rănile copilăriei, mai vindecăm din povestea noastră, ușor, ușor ne apropiem de marele cadou, marele dar pe care magul acum 2000 de ani ar fi dus la Betlehem la nașterea pruncului Iisus. Și aici spunem clar că este o fabulație. Sigur. Filmul este un fel de
Lord of the Rings, așa, un Harry Potter, e o invenție, bineînțeles, nimic adevărat acolo. Și abia atunci vom atinge adevărata comoara regelui Decebal. Dar aș vrea un pic să ne reîntoarcem la film. Știu că acest film este în mintea ta de acum 17 ani, când ai făcut prima călătorie la Salmisegetuza și te-ai conectat cu energia locului. Incredibil că au trecut 17 ani, da. Așa. De ce tocmai Salmisegetuza și de ce a trebuit să treacă 17 ani până să pui efectiv pe hârtie scenariul? N-am știut atunci. Un prieten drag la o cafea mi-a împărtășit o poveste despre despre Coiful de Aur de la Coțofenești. L-am văzut la Muzeul de Istorie și l-am interpretat ca fiind o hartă și am dorit să merg la Salmisegetuza să văd la fața locului povestea. Și acolo am întâlnit alți oameni extraordinari care mi-au mai dezvăluit din povestea traficului de artefacte dacice și din povestea comorii ascunse. Și mi s-a părut foarte interesant ca un film Cireșarii la momentul respectiv. Lucrurile au căpătat o altă nuanță după 2 ani jumate, aproape 3, când a devenit egregora. Căutam un sfârșit mai interesant, pentru că în varianta veche noi găseam comoara și ne bucuram de ea, Indiana Jones și cam atât. Da. Și totuși nu asta era comoara, găseam aurul și atât. Nu era chiar atât de interesant. În momentul în care am înțeles profunzimea cuvântului, termenului egregor, egregora, am zis, asta este adevărata comoară, armonia dintre noi, cam asta ar putea fi ceea ce avem de dăruit la marele egregor. Dacă putem să creăm această armonie, un grup mai mic, un grup mai mare, din ce în ce mai mare, din ce în ce mai mare, putem schimba foarte, foarte multe. Prima dată trebuie să ne schimbăm pe noi, bineînțeles. Suntem cei pe care așteptăm, iar îl citesc pe el, sau suntem schimbarea pe care o dorim în ceilalți. Călătoria asta presupune. Cei 9 copii pleacă de la un orfelinat din București. Nu întâmplător sunt orfani, dar nu o să explic asta acum pentru că e o poveste mai alambicată. Îmi place să spun că evadează, în ghilimele, din spațiul fricii, pentru că acolo trăiesc anumite traume, sunt într-o anumită zonă. Traume moștenite. Da. Moștenesc niște chestii. De la părinții lor moștenesc o chestie fabuloasă de care nu sunt conștienți. Părinții lor au fost omorâți la un moment dat, au fost asasinați, știau niște secrete despre această țară fabuloasă și cineva care dorește să ne mențină într-o anumită frecvență a decis că ei trebuie eliminați. Copiii nu sunt conștienți de această poveste, dar au informația transmisă de la părinți în ADN. De-a lungul călătoriei și o redescoperă, își aduc aminte cine sunt ei cu adevărat și cine au fost părinții lor și se reface conexiunea. Spunem în film că rădăcinile sunt foarte, foarte importante. Pe timpul facem referire. Nu că stăm în trecut, dar omagiem trecutul. Filmul este un omagiu pentru strămoșii noștri, pentru cei care au reușit să țină asta, să țină țara asta împreună și pe acest popor. Înțelegem cu mintea de acum și cu sufletul de acum poate greșelile pe care le-au făcut anumiți conducători, anumiți lideri, anumiți domnitori ai noștri și le îmbrățișăm și le transformăm în altceva benefic pentru momentul nostru acum și călătoria continuă din acel spațiu. După ce înțelegem care ne sunt umbrele, manifestăm darul și grația divină coboară. Aici iar o să continue povestea un pic. Vorbesc în fin despre a visa conștient. Da. Deocamdată, în primul sezon, tinerii noștri se adaptează realității, așa cum am spus și aseară. Lucru care nu este neapărat cea mai bună alegere, dar neștiind altceva, se adaptează realității. Ușor, ușor încep să viseze conștient pentru ca mai apoi să manifeste. Andrei, cum ai simțit că a fost primit acest prim episod al serialului Egregora la Iași? Mi s-a pus un nod în gând, am fost foarte emoționat și eu, pentru că în sală s-a creat un egregor care m-a impactat imediat. Da. Când va urma cel de-al doilea episod? Există. Știu că este episod în lucru. Sigur că da. Este deja făcut, dar nu-l prezint deocamdată pentru că am decis să călătorim doar cu primul și să atingem sufletele românilor în această formulă deocamdată. Acest film este filmat doar în România sau va urma să fie filmat și în celelalte țări? În Malta, în Turcia, la Capadocia, Capodachia, spune unii. Acolo s-ar fi terminat Dacia la un moment dat, Dacia. Da,
în Italia, neapărat pentru că acolo s-a dus comoara lui Decebal și datorită acelei comori, perioada lui Traian și după Traian a fost înfloritoare, spun istoricii. Și deci Napoli, Roma, vom filma în multe locuri de astea frumoase. Primul episod am văzut că a fost filmat în România, cu niște peisaje care taie efectiv respirația. Nu m-aș fi gândit la noi în țară. Ați văzut doar 1% din ceva însemna egregora de fapt. Vorbesc serios, fără falsă modestie. Doar foarte puțin ați văzut din splendoarea pe care o pot arăta în filmul românesc. Așa este. Prin egregora. De asta acest film este, cum ai spus și tu, un omagiu adus neamului nostru și al țării noastre. Este. Pentru că scoatem în evidență ceea ce avem noi mai frumos. Și dincolo de ce a spus că e o fabulație, da, că sigur e important să înflăcărăm și visarea și deschiderea inimii, mesajele sunt foarte profunde. Adică dacă scenariul este și povestea este o fabulație, simbolurile și textul și comunicarea ne invită pe toți să facem ceva în interiorul nostru. Să schimbăm ceva în interiorul nostru. Și asta este ceea ce contează, pentru că, de fapt, este un instrument de împuternicire. Și prin prezența noastră și prin ceea ce vom face împreună, într-un egregor conștient și extins, asta este și una din intențiile importante. Să, într-un fel, să susținem, să aducem o contribuție și firma aduce o contribuție excepțională la acest proces de împuternicire, de a deveni conștienți de adevăratele puteri care sunt în noi. Și sigur, puterea de visare este cea care ne definește. Care creează realitatea. Care recrează, da? Ne dorim cu toți o altă Românie, la un alt nivel. Acceptând, sigur, nu plecăm dintr-o zonă de critică și neacceptare, ci din zona în care, da, cu adevărat este posibil să trăim și într-o România bunăstării, o România prosperității, în care să ne manifestăm această menire de neam călăuză în conștiință. Pentru asta, apropo și de cei 6 piloni, e util ca măcar 10% din români să viseze conștient, susținut, dacă se poate și sincron, o anumită viziune despre sănătatea neamului, despre educația neamului, despre economia neamului. Și astea sunt lucruri pe care le aducem concret în atenția celor cu care ne întâlnim după vizionarea primului și a celorlalte episoade, prin astfel de mesaje. Deci e important să știm și să învățăm cum să visăm, dar această visare nu te duce cu gândul la un viitor, adică nu te proiectează doar spre viitor. Și știți că în ziua de astăzi se spune să stați tot timpul focusați pe prezent, că doar prezentul contează. Păi da, dar visezi lucid acum și aici. Cum e? E bine să visezi? Să-ți permiți să visezi? Acum și aici, pur și simplu, aleg să văd altceva decât ce este. Și în momentul prezent, conștient de mine, deci sunt în prezent, sunt conștient de mine, dau drumul acestor gânduri, le simt în interior și le las să se așeze bine în corpul cel din prezent. Okay. Și mă consider că deja, și lucrul ăla este deja făcut, după care revin în prezent și mă uit la mine. Da? E un moment în care eu trăiesc într-un prezent continuu în care sunt mulțumit de mine, împăcat cu mine, dar învăț să pătrund în câmpul cuantic, învăț să plantez acolo niște semințe, să aduc o contribuție, să mă manifest ca un generator de câmp. Și asta ne propunem. Cu cât sunt mai mulți și cu cât știm mai mult să pătrundem în câmp, să punem semințele, să generăm conștient, dar printr-o reală, profundă simțire în corp, aliniat, adică văd cu mintea, am inima deschisă, că asta este condiția de bază, și apoi aduc toată această trăire la nivel celular. Și cu cât mai mulți dintre noi învățăm treaba asta, cu atât efectul în realitate va fi altul. Pentru că asta e o mare miză a acestui proiect egregora. Să învățăm să creăm din vis, din câmpul cuantic, nu din materie. Am învățat și societatea ne-a învățat să creăm tot timpul așa, cărămidă cu cărămidă în lumea materială. Haideți să mă văd că am rezolvat deja lucrul ăla și e în mine imaginea ceea ce îmi doresc să obțin. Și o simt, nu doar mental, o simt cu inima deschisă, o simt în fiecare celulă din mine. Și asta înseamnă o creație din nimic, în care este totul. Și asta cu adevărat ne... Din aparent nimic, da.
Din aparent nimic, în care este totul. Și asta cu adevărat ne conduce la, la rezultate. Și asta este, da, de-aia e nevoie de un număr mic de oameni care să vadă și să simtă real o nouă linie colectivă. Această România bunăstării. Să ne, să ne vedem ca un neam care oferă servicii de dezvoltare personală. Foarte țara locului unde apele minerale, portul Cernoziomul și toate lucrurile pe care deja le avem, le putem integra și direcționa. Și aici vii și te transformi. Ceva se întâmplă în ființa ta. Da. Și iată o viziune pe care Egregor asta și face. Cum spunea și Andrei. Asta e comoara, de fapt. Da, asta e comoara. Da, adică primele 12 episoade zice, ok, hai să ne vedem umbrele ca neam. Hai să devenim conștienți. Facem un pic încălzirea, devenim conștienți. Apoi, hai să devenim puternici și să exprimăm darurile. Și pe măsură ce facem treaba asta, ne deschidem spre transformare. Și curenții subtile ai grației încep să se manifeste. Și atunci apare grădina Maicii Domnului, da, cât de care zice Adrian. Și foarte, foarte important să ajutăm oamenii să înțeleagă ce înseamnă visarea, care e puterea visării și cum să viseze. Visarea este un atribut al inimii, pentru că este o componentă importantă a proceselor creative. Și creierul este, și mintea este. Însă creierul are printre dezavantaje pe acela că gândește polarizat în termen de extreme, de umbră, lumină, rece, frig și așa mai departe. Și din această cauză poate fi foarte ușor manipulat prin frică și atunci omul este extras din acel proces de a-și produce singur visul. De aceea trebuie să ne întoarcem de fiecare dată la inimă, cum spunea și Iisus. La conștiința cristică. Da, ne întoarcem la conștiința cristică, că Iisus a venit să vorbească despre inimă, de fapt. Dacă Buddha a vorbit despre creier, Iisus a venit să-mi spună... Taoiștii despre pântec. Corect. Al treilea dantien, da, putem ajunge și acolo. Dar acum vorbind despre inimă și despre visul inimii, el nu este o metaforă, nu este o figură de stil. Și în cultura contemporană, pentru foarte mulți, poate să fie o iluzie, pentru că nu e ceva la fel de palpabil ca restul realității. Însă, din fericire, s-au făcut și studii deja, Institutul Harmat a demonstrat că inima are și a propriul ei creier, propriul țesut de celule neuronale, care au funcții asemănătoare cu ale creierului. Da, există inteligență, există memorie și nu doar inima are acest creier, ci s-a descoperit că fiecare organ, practic pe principiile universului holografic, ce este în interior, este și în exterior, așa cum corpul uman are un creier, la fel, fiecare organ are centrul lui de comandă, are propriul creier, dar ca să ne oprim la inimă, s-a descoperit că inima trimite foarte multe informații către creier. Da, asta vreau să spun, că culmea, paradoxul este că inima trimite pe magistrala asta de comunicare cu creierul mai multe informații decât trimite creierul spre inimă. Da? Este acest fenomen de introcepție. Deci, iată, practic, noi primim mai multe date, suntem mai mult informați de inimă decât de creier. Dar care este problema? Problema este că oamenii nu au acces conștient la această bogăție de informații din inimă, iar asta întrerupe procesele creative. Îi face să fie prinși în Matrix. Și singura soluție este aici reconectarea creierului cu inima. Dacă, și cu toții știm căderea biblică, așa cum este explicată ea în Biblie. Dar la nivel energetic, la nivel interior, căderea este antigravitațională din inimă în creier. Și atunci este foarte important să refacem această legătură, pentru că inima are o capacitate și de informare și de visare fantastică. Și este trăim o perioadă la nivel mondial în care e vital, aproape, ca să facem o schimbare de paradigmă, să accesăm această inteligență. Este următorul pas, următoarea treaptă de viteză în evoluția noastră. Ok, creierul, mintea sunt bune pentru o anumită parte a procesului creativ, dar inițial el trebuie să se întâmple din zona inimii. De ce? Pentru că inima, fiind conectată electromagnetic cu tot câmpul informațional, ea în fiecare clipă, practic, îți dă ce ai nevoie, îți dă informația de care ai nevoie pentru ca tu să te aliniezi la ce este echilibrat la nivel holistic. Dacă tu pierzi acea informație, tu practic te deconectezi
de la inteligența cosmică și poți să ai derapaje care să te ducă în tot felul de drame, de erodări, da, de pierderi la nivel energetic. Deci e foarte important această întoarcere la inimă, nu doar din punct de vedere metaforic sau poetic sau cum vreți să spuneți, importantă din punct de vedere fizic, energetic, al geometriei sacre a corpului uman. Dacă vrem să dăm o șansă acestei civilizații, e important să ieșim din această stagnare și să facem acest următor pas. De aceea, ceea ce avem de făcut în zilele noastre nu este doar să dăm un argument mental oamenilor. Eu am venit cu acest exemplu de la Harmat ca oamenii să înțeleagă că ok, și știința a venit să ne demonstreze anumite lucruri care de inițiați erau cunoscute din antichitate, din vremea egiptenilor, din vremea grecilor și așa mai departe. Însă acum chiar avem nevoie să atingem inima oamenilor, pentru că odată ce această inimă este atinsă, este deschisă, ea va fi capabilă să extragă, practic, vom putea să conștientizăm informațiile pe care inima le aduce și atunci putem să le punem în practică. Și cum putem să ne coborâm mintea în inimă? Există exerciții, există... Da. Training-uri specializate pe care le facem, pentru că n-am putea acum să practicăm întregul proces, dar se poate. Adică nu e vorba doar de o poveste care să vă spun acum, ci este vorba de anumite tehnici și proceduri prin care trecând putem să introducem omul în această nouă paradigmă de viață, atât din punct de vedere al emisferei stângi, adică să înțeleagă mental procesul, pentru că e nevoie ca și creierul stâng să-ți permită accesul în lumea inimii, dar și din punct de vedere al emisferei drepte, ceea ce presupune un pic de acces la informații cu o natură mai mistică sau mai ezoterică, pentru că există în fiecare dintre noi și această parte magică, nu? Așa este, însă și istoria. De asta, istoria reală este istoria spirituală. Filmul aduce foarte multă magie și el aduce această componentă a atingerii inimii sau acelei părți din ADN-ul nostru care produce o deschidere, iar pe fundalul acelei deschideri devenim tot mai conștienți de potențialul nostru, putem să manifestăm. Și asta mi se pare un lucru extraordinar. O mică remarcă. Așa, Andrei. Prin sezonul 3, acum dăm din casă, spun asta, da. Ne vom întâlni cu povestea Atlantidei. Totul începe, de fapt, când Atlantida... Sau Agartha. Imediat spun. Când umanitatea ar fi ajuns la apogeu, din punct de vedere tehnologic și spiritual, pentru că puteau să comunice cu cei din interiorul planetei, cu cei din Agartha. Da. Exact ce a spus el în ultimele minute, minte și inimă. Ei puteau să coboare în interior, în zona aceasta locuibilă, locuită, Agartha. Sigur că este un mit, nu există așa ceva, sau poate da, nu știm. Dar mi-a plăcut foarte mult metafora Agartei și de aceea, știind chestiile astea, le-am transpus în film. Și pentru acest lucru și datorită acestui lucru, manifestau o civilizație fabuloasă, cu o tehnologie absolut remarcabilă. Dar, la un moment dat, cumva planeta Pământ a intrat într-o altă zonă ciudată, cu o frecvență nefastă, și această legătură s-a întrerupt. Preoții care știau secretele i-au avertizat pe oameni, dându-le liberul arbitru, le-au spus, dacă nu se vor întoarce spre spiritualitate, dacă vor menține această frecvență mai grosieră, vor manifesta un cataclism. Cum ne-a spus Platon, că a venit un tsunami și a măturat Atlantida. Oamenii nu au ascultat sfatul preoților, înțelepților, și au căutat lucrurile mici, mărunte, materiale și doar materiale, poate, cu o frecvență mai joasă. Au fost tributari fricii. Înainte de marele cataclism, acești preoți, având darul clar viziunii, au reușit să extragă din templul principal un artefact pe care o să explicăm mai încolo în film. L-au spart în 7 bucăți și s-au răspândit în cele 7 centre inițiatice ale Pământului de atunci, care adăposteau cele 7 porți prin care se putea coborî în Agartha. Ăsta e puzzle pe care noi trebuie să-l rezolvăm. Una dintre intrări dintre porți ar fi fost și în Dacia. Și niște acel oameni, portal de care vorbește. Niște oameni de aici ar fi avut o parte din acel artefact, care împreună cu celelalte 6 ar fi construit o cheie, dacă vrei, de acces către adevărata comoară. Deci
chiar dacă noi ne identificăm propria comoară și vom găsi la sfârșitul filmului, călătoria de fapt abia începe pentru marele egregor. Abia atunci trebuie să ne reconectăm cu celelalte 6 sau cu celelalte 8 ca să fim 9 sau cu câte vrei. Am ales cifra 7 pentru că este foarte frumoasă. Abia atunci împreună, fiecare venind cu darul său, cu magia sa, cu aportul său, se creează, se manifestă comoara. Deci, pledoaria a fost că la un moment dat noi știam să facem legătura între minte și inimă, dar legătura s-a întrerupt și atunci umanitatea a luat-o de la capăt și iar am evoluat până spre acest mesaj. Avem așa o șansă uriașă ca acum să refacem legătura sacră, dacă nu, evident, mai vine un tsunami. Și mai mult decât această refacere, ceea ce este important, apropo de aspectul energetic al inimii, să învățăm să și revărsăm din spațiul inimii, în mod coerent, diverse stări emoționale. Adică, ok, mă duc în inima mea, am deschis inima, înțeleg, simt, dau voie, să da, simt, dau voie, da? Și deopotrivă mai învăț ceva. Ca prin puterea intenției, menținând inima deschisă, să aduc în câmpurile în care merg, într-un spațiu în care sunt recunoștință, apreciere, încredere, compasiune, bunăvoință, bunătate, stări emoționale. De vibrație înaltă. Dar și observabile și măsurabile, că tot vorbea Adrian de Institutul Inimii din California, care există aparate, îți pui în ureche un clip sau depinde de tipul sau un dispozitiv exterior și pe calculator vezi ce nivel de coerență ai în acest moment cu privire la exprima un anumit sentiment. E bine, de ce este util lucrul ăsta? Pentru că egregora și călătoria noastră prin țară, un alt obiectiv, o altă intenție importantă este egregora văzând filmul Deschizi inima și apoi o sală întreagă prin conversație, printr-o trăire, amplifică și revarsă în acel egregor comun care se formează o stare emoțională coerentă. Și de ce este lucrul ăsta necesar? Pentru că atunci când facem treaba asta conștient, infuzăm celulele corpului nostru, sigur, inima fizică emite biofotoni, pe care atunci când îi încarc însă cu o emoție, cu un sentiment coerent, corpul devine acea stare. Și corpul ce devine? Un sol fertil în care mintea poate să planteze idei. Și așa înflorește efectiv ideea. Pentru așa crește egregora, da. Pentru că găsește un corp fertil. Și iată de ce e important. Deschiderea inimii este un pas necesar ca apoi să învățăm, să radiem, să revărsăm astfel de emoții, de sentimente coerente în câmp. Și asta înseamnă și formarea unui egregor. Practic, suntem, uite, de pildă, stăm acum în jurul mesei rotunde și din spațiul inimii invocăm, de exemplu, în sensul că găsim o stare de blândețe. Eu sunt blândețe și încep să mă conectez la această blândețe și apoi o revers, adică ce? Respir, cum ar spune Adrian, respir conștient blândețea în câmp. Întind celulele mele, apoi către toți cei prezenți și pot să ajung apoi să și mergem, să ne atingem, te văd, te privesc, dar cu blândețe. Da, sunt conștient de blândețea care sunt și te privesc și te ating cu blândețea care sunt. Asta se întâmplă în... mai puțin în conferințe, evident, dar în tabere, în antrenamentele, în astfel de locuri de putere în care a afirmat și va afirma în continuare egregora. Da. Locuri de putere ale neamului. Andrei, din ce îmi dau eu seama, filmul tău oferă un arsenal întreg de instrumente care ne ajută să ne ridicăm nivelul de conștiință. Și practic, cred că tu asta ți-ai dorit prin acest film, să schimbi cu el vibrația întregului întregii românii. Hai să ne raportăm la neam. Așa, la egregorul de neam. Așa este? Da. Fără falsă modestie, da. Și te felicit pentru asta din tot sufletul meu. Mulțumesc. Și al nostru, al tuturor celor care o să privească prin această artă emisiune. Se poate oferi acest mesaj. Arta este un vehicul extraordinar, mai ales arta cinematografică, pentru că trăim în era audiovizualului. Uh-huh. Cu acest vehicul putem ajunge, nu intra, invitați fiind, în sufletul telespectatorilor cu așa ceva.
Așa este. Aș vrea să amintim acum spre final de emisiune și câteva nume mari ale cinematografiei românești. Știu că din distribuția filmului fac parte Maia Morgenstern, Ramona Bădescu, da. Daniel Nuță, Eduard Trică. A fost greu să convingi actori cu așa mare greutate? Câțiva, poftim? A fost greu să convingi actori cu atât de mare greutate să joace în film? Nu, e un calendar foarte încărcat. Nu a fost vorba de a-i convinge pentru a juca în film, ci am mai avut mici provocări din cauza probabil calendarului lor. Sunt angrenați în foarte multe proiecte, se fac foarte multe lucruri în țară. Sunt zeci de telenovele care se filmează, Egregora se filmează printre picături. Da, ce au ales să participe, să se alăture acestui proiect minunat, pot să spun. Mulțumesc. Andrei, Vasile și Adrian, vreau pe final de emisiune să-mi spuneți ce urmează să se întâmple în seara aceasta la Iași. Știu că urmează să, după lansarea filmului, urmează un alt eveniment, un sub numele Egregorul de Neam, dacă pot să spun așa, o conferință. Ce vor primi oamenii care vor alege să participe la această conferință în această seară? Vom facilita o informație foarte frumoasă, însoțită de câteva imagini din film, poate și din episodul 2, așa în premieră pe țară. Da. Și vom comenta pe baza celor imagini lucrurile pe care le-am comentat deja în acest interviu. Vom dărui din inimă cu bucurie această informație publicului spectator și poate telespectator, se va televiza ceva. Sigur. Și așa cum spunea și el, dar o să completeze și el, dorim să împuternicim publicul povestea, să creăm un egregor și mai mare, să creeze o legătură între noi. Noi înseamnă neam de oameni inspirați și ceilalți. Și din ce îmi dai o seama, cred că va fi ca o caravană, așa, noi. Veți extinde va proiectul fi o caravană. În fiecare prima, oraș, nu? Important și, din țară. Și este prima de acest gen. Am intenționat, cu câteva, 3-4 săptămâni în urmă, să marcăm acest moment al Unirii. Chiar de ziua Unirii. Chiar da, de ziua Unirii am vrut neapărat. Și înaintea, nu știu, anului solar, știu că era ceva spus aseară. Da, în sensul că cu ziua de 28 ianuarie. În acord cu acest sistem de cunoaștere, cheile generelor și human design, anul solar începe pe 22 ianuarie. Și cu o cheie din cele 64 care ne îndeamnă la a visa. Da? Și iată o perioadă, cheile generelor, iată o perioadă excepțională pentru a începe, a demara un proces de visare. Și sigur, întâlnirile pe care le avem după proiecția primului, celui de-al doilea și celorlalte episoade în timp, se focalizează, în primul să înțelegem că suntem parte dintr-un unul. Vrem, nu vrem, prin cum spunea și Adrian, prin respirația noastră, prin gândurile noastre, prin stările emoționale, noi influențăm acest unul, acest mare câmp al umanității, al neamului, al orașului în care suntem. Și atunci când devenim mai conștienți de acest aspect, poate devenim mai conștienți de propriile noastre gânduri, emoții, senzații corporale și ne și putem preocupa ca acest haos multiplu pe care îl vedem în viețile noastre, vorbesc la viețile noastre ca umanitate, așa, să putem să-l corectăm prin exact acei piloni de care am povestit. Adică, evident că încep cu mine și mă duc către un 10%, care în momentul în care acest 10% e așezat într-o comunitate, deja toți ceilalți sunt inspirați și evită și nu mai au cum să fie în relații toxice, în proiecte toxice. De ce? Că fiecare este la masa care trebuie, în locul care trebuie, practic. Și asta e o miză importantă, să inspirăm cât mai mulți români, să își dea seama cine sunt, să înceapă să viseze curajos și să stea fiecare pe locul care e menit să stea. Și împreună să contribuim la creșterea unui egregor de cunoaștere și evoluție spre o lume mai bună, nu? Folosind o remarcă din film, să fim mai mult decât am fost. Să ne dăm voie să fim mai aici buni. Aici eram romanțat un pic, sigur că n-a spus-o la țepe și în istoria noastră, a spus-o alt mare domnitor, dar mi-am permis să sugerez ca și cum ar fi fost o parolă a domnitorilor. De la un nou cod. Un nou cod, da. Vom fi iarăși am fost și mai mult decât atât. Și tot timpul se transmitea de la
cavalerii, acești cavaleri dragoni la domnitor. Andrei, te așteptăm să vedem celelalte episoade ale tale. Și acum, pe final de emisiune, am să rog pe fiecare dintre voi să transmiteți celor de acasă câte un gând cu care ar trebui să rămână după ce urmăresc această emisiune sau după ce urmăresc primul episod al filmului Egregora. De ce nu? Adrian. Da, ceea ce mă inspiră acum inima, că tot am vorbit despre inima până acum și despre cheia 41 și codul 41, care, apropo, este de mișal fanteziei, adică potențialul de a visa este foarte mare, este foarte multe opțiuni prin care viața ne îndeamnă să luăm acțiune, însă trebuie să fim și selectivi, adică din multitudinea de posibilități să fim atenți că poate nu toate sunt pentru noi sau nu toate se vor împlini așa cum noi ne așteptăm. De aceea e bine să facem apel și să-i și un mesaj al meu către inimă pentru a ne ajuta să discernem mai bine. Și îndemnul meu, pe lângă asta, pentru cei care ne urmăresc, este să aibă încredere că fiecare persoană a venit echipată de la Dumnezeu exact cu structura de care are nevoie pentru a-și îndeplini perfect rolul pe pământ. Nimeni să nu considere că este mai puțin înzestrat decât altcineva. Cel mai important e ca totuși oamenii să parcurgă această călătorie interioară prin care să-și regăsească acel lucru unic pe care ei sunt capabili să-l ofere celorlalți. Și atunci vor avea parte și de bunăstare, și de împlinire sufletească, și de relații armonioase, fără niciun efort. Știu că pare poate un lucru utopic pentru mulți, dar credeți-mă, și voi cei de aici deja știți, este posibil. De asta ne-am și asociat în această echipă, ca să demonstrăm că fiecare dintre noi este un fel de organ sau de canal, dacă vreți, în Human Design, și colaborând între noi putem genera un organism unic, complet și o inteligență care poate fi multiplicată. Mulțumesc, Adrian. Vasile? Cu drag. Eu mă uit în această conversație din perspectiva antrenorului la ideea de disciplină. Da, e fain, îmi deschid inima. Deci iubire, disciplină? Da, adică disciplină, perseverență în sensul ăsta, determinare. Și ăsta este mesajul și îndemnul pe care îl aduc constant în câmp și asta e și contribuția pe care o aduc în toate lucrurile pe care le fac, această notă de disciplină, înțeleasă dincolo de o perspectivă, să zic, ca zonă militară sau așa ceva care să mă deranjeze. A fi disciplinat, foarte pe scurt, în trei de-i spuneți lucrul ăsta, înseamnă, unu, eu mi-aleg ce priorități am în acest moment în evoluția personală, eu mi-aleg instrumentele și eu mi-aleg intensitatea cu care vreau să lucrez. Și asta e prima chestiune. A doua chestiune, sunt disciplinat pentru că tot ce m-a ales duc la bun sfârșit. Și a treia chestiune și cea mai importantă, nu am nicio așteptare cu privire la rezultat. Rezultatul nu e al meu, rezultatul e la câmp. Da? Da, iată ce înseamnă să fiu disciplinat. Să-mi stabilesc priorități, să lucrez zilnic, să am un stil de viață, să am niște instrumente, să mă duc alături de oameni care simt, știu că mă inspiră și alături de care pot să cresc, că împreună mult mai rapid evoluăm și să am în mine această notă de avânt, de voință, de perseverență, că așa, mutație cu mutație, la un moment dat generează o transmutație. Da. Și 3 minute de respirație, învață oamenii Adrian să facă, dacă o faci la un moment dat, te trezești, wow, cum arăt. Dar poate nu vezi nici după o lună, nici după două, nici după trei. Transmutația și ea vine nu când vrem noi. Vine când vrea. Dar vine. Și asta e important. Și neamul ăsta e posibil și în acest an să suportă o transmutație. Depinde de noi toți. Depinde să visăm. Dacă ne dăm voie să visăm că neamul ăsta în final se regăsește pe sine și alege liderii pe care îi merităm, care ne vor conduce pe un drum potrivit, vom vedea o transmutație la nivel de neam. Și de schimbare de direcție. Și mulțumim, asta ne interesează. Și nu? Acum îi lăsăm ultimul cuvânt lui Andrei. Mulțumesc. Un ultim mesaj pentru cei de acasă. Spuneam că filmul este ca o călătorie alchimică. Da. Transformăm plumbul în aur. De fapt, frecvențe joase în frecvențe înalte. Evadăm din spațiul fricii, ușor, ușor călătorind, ajungem spre dragostea cristică. Din cauza fricii, frații nu se înțeleg, se trădează, se omoară. De-a lungul filmului, tot timpul avem două personaje care sunt în conflict. Dar ușor, ușor acest lucru se rezolvă, ajung la un alt nivel de conștiință. Doar atunci ei merită să atingă comoara. Și o frază pe care am auzit-o și la televizor
la maestrul Dorel Vișan, la marele nostru actor. Oamenii sunt ființe cu o singură aripă, doar îmbrățișați pot zbura. Filmul nostru îmbrățișează foarte mult publicul, telespectator și spectator, ne îmbrățișăm între noi abia la finalul filmului, când fratele își îmbrățișează cu adevărat fratele, da, îl iartă, se iartă, da, împreună își mulțumesc și... Puterea iertării. Ai văzut că în vorbesc final, prima replică lui Vlad Țepeș și în film este iartă-mă. Da, da. În film, o să dezvoltăm asta în episodul 2, fac o paranteză, este momentul în care s-ar fi aflat la Vișegrad în captivitate și află că fratele lui Radu cel Frumos a murit. Și atunci spune ca pentru sine, iartă-mă. N-a apucat să-i spună în față fratelui, iartă-mă, dar o spune așa. Vars o lacrimă pentru fratele lui, pe care a vrut să-l omoare de multe ori și Radu cel Frumos a vrut să-l omoare pe el. S-au tot bătut, s-au tot certat. Nu au putut găsi ei comoara, cu toate că au avut această misiune dăruită de sacerdoții din munte, din muntele ascuns, dar nu au dus-o până la capăt pentru că nu s-au putut ierta. Spre finalul filmului, alte personaje, care îi întruchipează pe ei, bineînțeles, vor înțelege care este puterea iertării și se îmbrățișează cu adevărat și abia atunci grația divină coboară, darul se manifestă, portalul se deschide, suntem exact unde trebuie. Am coborât în inimă și de acolo. Am aflat secretul, nu? Cum este să ajungi să cobori. O să-l vedeți pus în scenă și frumos cinematografic. Andrei, dacă am pe acolo, am fi. Te felicităm pentru tot ceea ce ai creat, vă felicit pentru tot ceea ce faceți suntem împreună, noi, pentru noi. Tot ceea, pentru egregorul, da, pe care îl creați împreună. Să-ți imite acest nume, noi, poate îl mai găsești în spațiul public. Noi. În neam de oameni inspirați. Exact. Da. Și noi creștem foarte pentru repede faptul că fiecare dintre voi și dintre noi contribuim la schimbarea conștiinței, exact, pe acest pământ. Vă felicit și vă mulțumesc. Am fost onorată să v-am invitat astăzi în emisiune. Vă urez mult, mult succes în continuare. Și dacă ar fi să sumarizez așa de la fiecare câte un cuvânt, Adrian, de la tine iau iubirea, Vasile, de la tine iau puterea asta de a transforma lucrurile, acțiunea, focusul, iar de la tine, Andrei, cred că nu știu, puterea de a visa. Că așa, tu ai dus visul și tu duci visul ăsta în continuare. Da. Deci, da, dragii noștri, nu uitați să visați. Inimă, minte, corp. Exact, exact. A fost o plăcere și vă mulțumesc. Succes în toate și vă mai așteptăm cu drag la Iași. Și călătoria continuă, da, cum spune filmul. Dragii noștri, vă mulțumim pentru că ați rămas alături de noi până la finalul acestei emisiuni. Nu uitați cele trei cuvinte importante: iubire, transformare și puterea de a visa. Până data viitoare, vă doresc o seară minunată!